În dimineața aceasta sunt foarte entuziasmat să începem o nouă serie de mesaje. Într-un sens, continuăm această serie de mesaje începută în ianuarie, dar mergem la a doua parte a mesajelor noastre, care le-am încadrat sub acest titlu, Pe urmele lui Iisus. Cei care veniți aici în prezența noastră și în prezența Domnului în fiecare duminică dimineața, știți că la începutul acestui an noi am pus reflectorul nostru și a minții noastre pe Iisus. Și am văzut câteva momente din viața lui Iisus. Și în această dimineață ne vom concentra, dincolo de viața lui Iisus, pe învățătura lui Iisus. Din acest moment, în următoarele luni de zile, vrem să vedem ce a spus Iisus. Foarte mulți oameni știu ce a spus Iisus din auzite, din surse. Mai puțin știu din Scriptură ce a spus Iisus. Așa că în următoarele luni de zile ne vom pleca urechea la ce a spus Iisus. Și ce loc mai bun de a începe decât cea mai cunoscută învățătură a lui Iisus, și anume predica de pe munte. Și în această dimineață începem această serie de mesaje pe învățătura lui Iisus din predica de pe munte. Oricât s-a scris pe predica de pe munte, oricât s-a vorbit despre predica de pe munte, n-am putut fi epuizat. Cineva a numit-o cea mai măreață predică predicată vreodată. Așa că te invit să te abonezi la programele noastre duminică dimineața și împreună să călătorim și să ascultăm cea mai mare predică dintre toate predicile. Și nu că le vom predica noi, ci pentru că ea a fost predicată de Iisus. Să aprofundăm împreună această predică. Și o găsim în Evanghelia lui Matei, capitolele 5, 6 și 7. Se pare că Matei, fostul vameș, un om obișnuit cu scrisul, ia notițe când Hristos predică și pune în aceste capitole 111 versete. În această dimineață sparg cumva gheața și aș dori să aduc o predică introductivă la această predică, să ne lansăm, dacă vreți, în această călătorie și am să citesc doar două versete din Matei capitolul 5, primele două versete. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi el a început să vorbească și să învețe astfel. Și primul cuvânt care iese din gura lui Iisus este ferice sau fericit. Și cine nu vrea să fie fericit? Vă rog să-mi permiteți să rostesc o rugăciune acolo unde ești, pleacă-ți privirea ta și vreau să încredințez aceste mesaje în mâna lui Dumnezeu. Tată din cerul, îți mulțumesc că tu vei vorbi și îți mulțumesc pentru cuvintele pe care le regăsim în Scriptură, care sunt cuvintele tale. Tu ești înțelepciunea lui Dumnezeu. Și îți mulțumesc că în această dimineață și în diminețile care vor urma ne vom putea apropia de cuvintele tale, Doamne. Și vom fi cu tine pe munte. Și vom fi cu tine în prezența Tatălui. Mă rog pentru aceste mesaje ca ele să fie o binecuvântare pentru toți cei care le vor auzi. Mă rog ca prin ele să schimbi vieți. Și prin ele să transform inimi. Și prin ele să maturizezi mințile noastre. Doamne, mă rog ca aceste mesaje, când vor fi reascultate peste ani de zile, să aibă aceeași putere și aceeași ungere pe care Tu, Doamne, ne-o dăruiești. Și o cerem de la Tine, numele lui Iisus Hristos. Mă rog ca ele să fie o binecuvântare pentru familiile noastre și pentru Biserica Lumina. Binecuvântează, Doamne, mesajele pe care le vom rosti în acest loc. Și vrem ca ele să ne alipiască inima mai mult de Tine. M-am rugat în numele lui Iisus Hristos. Amin. Ce speciale sunt aceste cuvintele lui Iisus? Nu cred că există cuvinte mai speciale, poate în întreaga Biblie, decât aceste cuvinte.
Mulți le consideră cele mai importante cuvinte din Biblie. Și dacă ești poate de o altă părere, n-ai cum să exagerezi importanța predicii de pe munte. Cineva o numea cheia întregii Biblii. Dacă înțelegi predica de pe munte, vei înțelege mult mai multe decât predica de pe munte. Dacă înțelegi predica de pe munte, vei înțelege învățătura lui Iisus. Pentru că, de fapt, prima predica lui Iisus, predica de pe munte, dă tonul a tot ce va spune Iisus. Tot ce va spune Iisus în următorii 3 ani, vei putea lega cumva de prima lui predică, predica de pe munte. Dar de asemenea vei înțelege primii creștini. Vei înțelege istoria lor. Creștinii din fapte au crezut predica de pe munte și au trăit predica de pe munte. Ei au iubit cu generozitate și când au suferit de dragul lui Hristos, au spus că e o slavă. De unde ideile astea? Din predica de pe munte. Oamenii aceștia au trăit radical pentru Iisus și au trăit total pentru Iisus, deoarece au trăit predica de pe munte. Dacă vei înțelege predica de pe munte, vei înțelege restul Noului Testament, epistolele care urmează. De ce? Pentru că epistolele, într-un sens, nu spun nimic nou, ci dezvoltă mult mai mult decât ce începe aici Iisus Hristos. Și predica de pe munte este ca o floare, ca o sămânță și din această sămânță cresc epistolele, tot ce urmează să fie spus. Dacă înțelegi predica de pe munte, vreau să spun, vei înțelege Vechiul Testament. Vei înțelege legea. Vei înțelege de ce a dat Dumnezeu legea. Vei înțelege cum poți împlini legea. Aruncă o lumină asupra Vechiului Testament, dar dacă vom înțelege predica de pe munte, vreau să spun că vom înțelege, dincolo de toate acestea, vom înțelege viața. Cineva spunea că, și pe bună dreptate spunea, că dacă ai luat toate sfaturile bune care s-au spus în lumea aceasta, dacă ai luat tot ce a spus, tot ce au spus filozofii, psihiatrii, consilierii, dacă ai luat tot ce s-a spus în lumea aceasta și ai scoate prostiile, și ai rămâne cu lucrurile bune și lucrurile bune le pune într-o oală și le-ai fierbe și le-ai reduce la esență, esența nu s-ar compara cu ce spune aici Iisus. Ar fi doar o imitație slabă a ce spune aici Iisus. Nu există termen de comparație pentru predica de pe munte. Discursul lui Iisus se ridică ca și un munte deasupra tuturor celorlalte discursuri. Și în această dimineață vreau să spun ceva, nu vrei să pierzi seria asta de mesaj. În fiecare duminică dimineața, fie fizic, fie online, ascultă. Te va îmbogăți într-un mod nemaipomenit. Dar aceste cuvinte nu sunt doar cele mai importante cuvinte din Biblie, după părerea unora, ele sunt și cele mai greșite cuvinte înțelese din Biblie. Și vreau să vă prezint, poate cel mai des și cel mai greșit verset citat din Biblie. Aici îl găsim în predica de pe munte. Știți care este? Nu judecați ca să nu fiți judecați. Aici. Îl auzim mai nou în discursurile celor care luptă pentru drepturile minorităților sexuale, nu? Aici i-ați urmărit, zic la un moment dat, de ce ne judecați? Păi n-a zis Iisus, nu judecați? Voi de ce ne judecați? Păi da, a zis. Însă nu înțelegi tu la ce s-a referit. Și dacă vă mai spune cineva asta, vă spun eu replica, întrebați-l tu de ce mă judeci dacă n-am voie ca să judec. Pentru că el te judecă atunci când zice mă judeci. Versetele astea, printre altele, sunt cele mai des citate și cele mai greșit citate. Un alt verset, întoarce și celălalt obraz. Deseori e aruncat așa în contexte greșite, în contexte în care nu sunt potrivit. Ce înseamnă asta? Se mai aplică dacă cineva te jefuiește? Se mai aplică dacă ar fi război? Se ar aplica în orice moment? Vrea Iisus să ne spună să fim victime sigure?
Când trebuie să întoarce și celălalt obraz? Ce înseamnă întoarce și celălalt obraz? Și aș mai putea continua, dar ne oprim aici. Vedeți, aceste afirmații au fost rostite de Iisus într-un context anume. Și noi știm afirmațiile, dar nu știm contextul. Și când nu știm contextul, nu știm înțelesul acestor afirmații. Însă problema e mult mai serioasă decât înțelegerea lor. Uite ce spune John Stott. Și îl menționez pentru că unii ați citit poate cărți de John Stott. El spune așa: Predica de pe munte este probabil cea mai cunoscută parte a învățăturii lui Iisus, dar se poate spune că este și cel mai puțin înțeleasă și fără îndoială, atenție, cea mai puțin aplicată din învățăturile lui Iisus. Aceste versete sunt versetele pe care le trăim cel mai puțin. Le înțelegem puțin, dar le trăim și mai puțin. Și haideți să ne oglindim viața noastră în cuvintele lui Iisus. Cât trăim din predica asta? Cât ne rugăm oare, cum ne-a învățat Iisus să ne rugăm? Aici, în predica de pe munte, apare rugăciunea Tatăl nostru, pe care cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră o știți. Ei, cât ne rugăm după cum ne-a învățat Iisus în rugăciunea Tatăl nostru? Și acolo Iisus nu ne spune doar ce să spunem, ci ne învață cum să ne rugăm cu cuvintele noastre, urmărind acest model al rugăciunii Tatăl. Adică Hristos spune, când te rogi, trebuie să te rogi pentru aceste lucruri, în această ordine, să ceri de la Dumnezeu aceste lucruri, pentru că așa vrea Dumnezeu ca să te rogi. Un alt verset vorbește la un moment dat despre faptele bune. Spune o altă afirmație: să nu știe dreapta ce face stânga. Ați auzit expresia asta menționată? Să nu știe dreapta ce face. E cam greu să nu știe dreapta astăzi ce face stânga, când uneori, câteodată, mâna dreaptă filmează ce face mâna stângă. Trăim într-o vreme în care oamenii nu fac o faptă bună până când n-au scos telefonul din buzunar și nu se filmează că au făcut ceva. Și Mântuitorul spune: vrei să faci fapte bune? Fă fapte bune, dar în felul acesta. Mai departe, mila. Iisus vorbește despre milă. Ferice de cei milostivi, că ei vor avea parte de milă. Oare câtă milă vedem în România? Câtă milă vedem în țările noastre? În familiile noastre, școlile noastre? Câtă milă vedem în birourile noastre, în firmele noastre? Câtă milă vedem? Câtă bunătate, câtă răbdare, câtă îngăduință vedem în viața noastră? Sau în loc să vedem milă, ne mâniem pentru orice lucru mic, ne scandalizăm pentru orice aspect, orice detaliu. Dar să mergem mai departe, dar despre afirmația ajunge zilei necazul ei. Oare știm să trăim viața fără să ne îngrijorăm? Știm să muncim fără să facem din muncă un scop în sine? Vedeți, toate astea le-a spus Mântuitorul și multe altele. Și îmi dau seama că atunci când vine vorba de predica de pe munte și de împlinirea predicii de pe munte, abia am zgâriat suprafața acestei predici. Și această predică ne-a lăsat-o Hristos. Nu să o auzim. Și nu să o citim. Și nu să o memorăm. Și nu să o apreciem și nici măcar să o studiem în primul rând, ci această predică ne-a lăsat-o Mântuitorul ca, înțelegând-o, să o trăim. Și spunea cineva, dacă creștinii ar trăi după predicile, după principiile care se găsesc în predica de pe munte, bărbații și femeile din afara bisericii s-ar înghesui în clădirile bisericii și ar spune: care-i secretul vieții voastre? Vrei să atragi oameni la biserică? Trăiește predica de pe munte. Ea va transforma orașul tău și comunitatea ta și locul în care ești. Ea va transforma viața ta. Uite ce spune Martin Lloyd-Jones, un om care a scris mult, mult pe predica de pe munte. El spune așa: ea merită să fie studiată cu atenție, deoarece ne arată ce ar trebui să fim și cum putem fi. Ascultă-mă, când citești predica de pe munte, tu vezi nu ce ești, tu vezi ce ar trebui să fii și ce poți fi. Și nu știu cum arată viața ta, dar vei afla în următoarele luni de zile ce ar trebui să fii și cum poți să fii. Cum poate Dumnezeu transforma viața ta. Și mă apropii în fața voastră astăzi nu ca unul care înțelege totul. Și nu ca unul care împlinește totul. Ci ca unul care vrea ca împreună să înțelegem mai mult. Și să împlinim mai mult. Și Dumnezeu să ne ajute, amin. De aceea te încurajez în fiecare duminică dimineață, fie aici, fie în fața ecranului, îmbogățește-te împreună cu noi.
Și vreau ca acest mesaj introductiv, cam atât cu introducerea la introducere, aș vrea să împart acest mesaj în trei cuvinte, și anume, vreau să vedem la predicator, vreau să vedem cine este Iisus, vreau să vedem cum aruncă identitatea lui Iisus lumină asupra cuvintelor lui Iisus, vreau să ne uităm apoi un pic la public, să vedem cui vorbește Iisus, cui a vorbit atunci și cui vorbește astăzi și în ce fel. Și apoi vreau să ne uităm la predică în sine, despre ce vorbește Iisus aici, care este conținutul. Și în primul rând vreau să ne uităm la predicator. Și acest predicator este Iisus. De aceea îi dăm atenție predicii de pe munte. Pentru că a fost rostită de Iisus. Uite ce spune versetul 1. Când a văzut Iisus noradele, ea n-a fost rostită de oricine, ci de cel mai mare predicator care a trăit vreodată, de Iisus. Nimeni nu a predicat ca și Iisus. Și înaintea lui Iisus au mai fost câțiva predicatori. Înaintea lui Iisus era Ioan Botezătorul. Înaintea lui Ioan Botezătorul au fost profeții, au fost mulți vorbitori remarcabili, dar când s-a ridicat Iisus, nimeni nu s-a apropiat de Iisus. Și vreau să vă dau două exemple. Unul de la finalul vieții lui. Spune Ioan capitolul 7 că înainte ca Hristos să moară, fariseii au trimis niște soldați să-L aresteze pe Iisus. Și vin oamenii aceștia să-L aresteze pe Iisus și se întorc la ei fără Iisus. Și când sunt întrebați de ce, fiți atenți ce răspund ei. Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta. Asta spun soldații. Ei au venit să-L aresteze pe Iisus și au fost arestați de Iisus. Atenția lor a fost captivată de Iisus, a fost dezarmați de Iisus. Ei spun, nimeni n-a vorbit vreodată ca și omul acesta. Asta era după 3 ani de zile după ce Iisus predicase. Dar la finalul acestei predici, Matei 7, 28 și 29, fiți atenți cum încheie Matei, spune, după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere. Nu cum învățau cărturarii lor, cum au rămas oamenii după predica de pe munte? Uimiți! Uimiți înseamnă înmărmuriți, înseamnă în extaz. Am zice noi ochi și urechi. Uimiți înseamnă nu atenți. Uimiți înseamnă fascinați. O fascinație care nu se mai termina. Pentru că nimeni nu a rostit vreodată adevărul cu mai multă claritate decât Iisus. Nimeni n-a vorbit cu mai multă convingere și cu mai multă profunzime decât Iisus. Erau uimiți, dar era greutate în ce spune Iisus. Și o greutate care ținea de El însuși. Uite ce zice textul, zice, el nu-i învăța cum îi învățau cărturarii lor. Cum îi învățau cărturarii lor? Cărturarii lor îi învățau cu note de subsol. Că așa a zis celălalt rabin și el îl citează pe un alt rabin și ceilalți rabini au zis așa și 1000 de păreri la încă 1000 de păreri. Dar când vine Hristos și predică Hristos, zice, eu vă spun. Și nu-i nevoie să vă spună altcineva, pentru că eu vă spun și greutatea discursului lui Iisus atârnă în autoritatea lui. El nu invocă o altă autoritate decât a lui însuși. El singur zice, asta înseamnă lege. El singur mustră. El singur acuză. El singur promite. El singur avertizează. El singur zice la finalul predicii, cine mă ascultă pe mine va ajunge în împărăția cerurilor. Cine nu mă ascultă pe mine nu va ajunge în împărăția cerurilor. El zice că în ziua judecății cel care va fi acolo judecător va fi el. El își pune o autoritate unică. Și predica de pe munte cu siguranță le-a dat oamenilor senzația aceasta că Hristos știe despre ce vorbește. Și că El are dreptul să vorbească. Că destinul oamenilor ține de El. Și era ciudat, pentru că în ochii oamenilor părea un țăran. Un țăran din Galileea. Un om simplu, fără școală, fără diplome. Un om care zice, totul depinde de mine. Dar adevărul este că El era mai mult decât atât. El nu era un simplu om, El era împăratul. Și ca să înțelegem predica de pe munte, trebuie un pic să înțelegem împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Matei e Evanghelia împărăției lui Dumnezeu.
Și vreau să vă prezint trei idei despre împărăția lui Dumnezeu. Și unul, vreau să zic că Matei, împăratul este Iisus. L-am așteptat 900 de ani, nu 200, l-am așteptat 1000 de ani, în sfârșit împăratul a venit și împăratul este Iisus. Și Evanghelia lui Matei nu începe cu predica, ați observat asta, Evanghelia lui Matei nu începe în capitolul 5. Și înainte să ne spună predica de pe munte, el are primele 4 capitole care aruncă lumină asupra predicii de pe munte. Și trebuie să privim capitolul 5 în lumina primelor 4 capitole. Și până aici, știți ce face Matei? Matei practic încearcă să ne convingă că Iisus are toate drepturile să fie numit împăratul. Că el este regele mult așteptat al evreilor și el anticipează logica evreilor, pentru că Matei e un evreu care scrie unor evrei despre un evreu ca să arate că acest evreu este Iisus. Și dacă ar veni cineva și ar spune, eu sunt membru al casei regale sau eu am dreptul la tron sau eu am dreptul la titlu, oriunde ar merge în lumea aceasta, prima întrebare care i s-ar pune ar fi, care-s dovezile? Care-s dovezile că ești fiul regelui? Care-s dovezile că ai dreptul la tron? Și la... care-s dovezile? Și Matei știe și zice, uite dovezile. Și haideți să luăm pe rând capitolele acestea. Matei 1, genealogia lui Iisus confirmă că el e regele. El este fiul lui David, dar el este urmașul lui Avram. Matei capitolul 2, nașterea lui Iisus confirmă că el e regele. El s-a născut într-un mod unic, miraculos. Vă amintiți întrebarea magilor de la Crăciun? Când ei vin la palat și întreabă unde este regele. Matei capitolul 3. Peste 30 de ani vine Matei și zice că apare Mântuitorul la Iordan și botezul lui Hristos de la Iordan nu e nimic altceva decât încoronarea lui Iisus. În momentul în care e recunoscut ca și rege, îl recunoaște Ioan Botezătorul, dar mai mult îl recunoaște glasul Tatălui din cer care zice, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Matei capitolul 4, însă chiar dușmanul lui Iisus recunoaște că Iisus e regele. Satan, domnul demonilor, cel care guvernează împărăția Întunericului, vine la Mântuitor și îl ispitește cu ispite neobișnuite, recunoscând că el e regele. Matei capitolul 4 spune pe final și chiar pasajul înainte de predica de pe munte, fiți atenți ce spun versetele 23 și 24, Iisus străbătea toată Galileea, tămăduind orice boală, orice neputință, care era în orod. Își arată puterea. Zice, i s-a dus vestea în toată Siria, aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe lunatici, pe slăbănoci și el îi vindeca. Ascultă-mă, nu a existat un caz prea greu pentru Iisus. Toate au fost aduse la Iisus și toate au fost rezolvate de Iisus Hristos. Puterea lui confirmă identitatea lui. Haideți să sărim la Matei 28. Ce spune Iisus înainte să plece la cer? Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Predica de pe munte vrea să zică împăratul este aici și acest împărat este Iisus. Și nu cred că ne dăm seama ce a făcut Iisus. Minunile lui Iisus. Cineva spunea că în 3 ani de slujire, în urma vindecărilor și a minunilor, practic Iisus a alungat boala din Palestina. Nu știu dacă vă puteți imagina o țară fără oameni bolnavi. O țară în care orbii, paralizații, șchiopii, muți, demonizații, lunaticii, toți fuseseră vindecați, pentru că Hristos îi vindecase timp de 3 ani și în mod special aici în Galileea. Știți cât de popular a fost Iisus în Galileea, încât zice Ioan capitolul 6 că au vrut să-l facă rege cu forță. Au zis, tu ești regele nostru. Și Iisus a plecat de acolo. De ce? Era rege? Da. Dar era un alt fel de rege. Și avea o altfel de împărăție. Și asta ne duce la următoarea idee a împărăției, și anume că împărăția este spirituală. Împărăția cerurilor, se repetă Matei de 32 de ori expresia asta, împărăția cerurilor, este la fel cu împărăția lui Dumnezeu de la Luca. Însă Matei ține cont de sensibilitățile evreilor și predica de pe munte este o predică despre împărăție. Așa începe
Și așa se termină. Vă amintiți voi prima afirmație care iese din gura lui Iisus? Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Despre asta va fi vorba. Ultimele versete ce zic? Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Ea începe cu împărăția, ea se termine cu împărăția, pentru că este despre împărăție. Și evreii erau confuzi. Ziceau: pe cum a venit împărăția? Dacă nu ne-ai rezolvat problemele, dacă avem încă sărăcie, dacă e o situație de criză, cum a venit împăratul dacă dușmanii noștri încă ne asupresc, dacă romanii încă ne asupresc? Păi dacă venea împăratul, alunca dușmanii. Mai mult Iisus le va zice, nu doar că nu vor pleca dușmanii, va trebui să vă iubiți dușmanii. Aici îmi predic asta. Și ei nu înțelegeau, cum adică a venit atunci împărăția? Nu înțelege, și nu înțelege nici noi câteodată. Când spunem împărăția lui Dumnezeu, ce este împărăția lui Dumnezeu? Ce vreau să vă explic? Când ăsta-i studiu. Există trei sensuri în care Biblia folosește împărăția lui Dumnezeu. Există odată un sens universal. Asta înseamnă că Dumnezeu este împărat peste toate. Înseamnă că El e rege peste toate. El este domn peste toate. Înseamnă că El este domn peste Satan, peste demon, peste oameni credincioși, peste oameni necredincioși, peste circunstanțe, peste natură, peste materie. Și am văzut la suveranitatea lui Dumnezeu că nu există un fir de nisip în lumea aceasta peste care Dumnezeu să nu fie stăpân. De aceea Hristos aici vindecă boli, alungă demoni, înmulțește mâncarea, potolește furtuna, pentru că Dumnezeu, Tatăl, domnește peste tot universul. Dar există un sens, un alt sens al împărăției lui Dumnezeu, și anume împărăția milenară. Și noi credem că atunci când Hristos va reveni a doua oară pe pământ, va instaura o împărăție de 1000 de ani pe acest pământ. Va fi domn fizic, vizibil și în slavă timp de 1000 de ani. Apocalipsa 20 vorbește despre asta. Și noi credem în asta. Dar nu e asta aici. Și împărăția lui Dumnezeu aici are cel de-al treilea sens. Ca fiind o împărăție spirituală. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu împărăsește peste inimile oamenilor. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă a recunoaște în inima ta că Iisus este Domn. Și vreau să spun, El e Domn și dacă nu recunoști. Dar tu când recunoști în inima ta că El este Domn și îl lași ca din inima ta să domnească peste întreaga viața ta, tu ești în împărăția lui Dumnezeu. Tu intri în împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu este în tine. Tu ești în ea și ea este în tine. El este Domn în inima ta și din inima ta El domnește peste întreaga ta viață. La asta se va referi aici Mântuitorul când va spune împărăția lui Dumnezeu. Despre asta predicase Iisus până aici. Matei capitolul 4 spune, Hristos spunea, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape, adică e aici, e aproape de voi, e reală, puteți intra în ea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că poți veni în fața lui Dumnezeu, cu aprobarea lui Dumnezeu, să fii iertat de Dumnezeu, să fii acceptat de Dumnezeu, să fii transformat de Dumnezeu, datorită lui Iisus. Asta înseamnă a fi în împărăția lui Dumnezeu, a recunoaște domnia lui în inima ta și a lăsa ca din inima ta să guverneze toată viața ta și prin Iisus El să fie Domnul tău și tu să fii acceptat în fața Lui. Și nu doar că intrăm în împărăție, vreau să spun, învățăm să trăim în împărăție. Și practic predica de pe munte asta este, împăratul ne învață cum să trăim în împărăție. Hristos, fondatorul creștinismului, ne învață ce înseamnă a fi creștin. Vrei să vezi ce înseamnă a fi creștin? Ascultă de la Hristos. Nu există ceva mai direct, nu există ceva mai clar decât atât. Și observați cum Mântuitorul ia aici poziția învățătorului, și anume zice textul, că a șezut jos. Era poziția oficială a unui rabin. Așa spuneau evreii, trebuie să stea rabinul. Și noi nu mai avem astăzi asta, pentru că nu mai suntem evrei și nu mai trăim în cultura asta. De obicei, la noi predicatorul se ridică să vorbească. Ne ridicăm în picioare și vorbim și voi care ascultați stați jos. Atunci era altfel, atunci predicatorul stătea jos și ceilalți stăteau fie în picioare, fie așezați la picioarele lui.
Și într-un fel mă bucur că nu trebuie să stau jos. Și Iisus zice, am ceva să vă zic. Am ceva important să vă zic. Și ascultă-mă, când Iisus zice că am ceva important să spun, nu e ceva mai important. Și zice, a urcat pe o munte. Și nu știm pe care munte. Știu că există astăzi în Țara Sfântă un anumit munte, numit Muntele Fericirii. Nimeni nu știe cu siguranță dacă ăla a fost muntele. Dar muntele ăsta, Hristos, îl scoate din anonimat și devine muntele. Devine muntele de pe care a predicat Iisus și de pe care a rostit Iisus fericirile. Devine muntele. De ce se urcă pe munte? Odată cu un scop practic, să fie văzut de oameni. Și să fie auzit de oameni. Se urcă pe munte și să ne arate cumva cât de diferit este Mântuitorul de farisei și de cărturari, care mergeau în sinagogi și erau în locurile special dedicate învățăturii și luau poziție oficială, dar Mântuitorul din natură își face un templu. Ăsta e templu. Și din iarba verde își face un covor. Și tavanul albastru cerului. Și zice, hai să vă învăț. Iisus în natură îi învață pe oameni și se simțea bine în natură și folosea exemple din natură și vom vedea în predica de pe munte că Iisus vorbea despre păsări și despre iarbă și despre tot felul de lucruri, așa? Pentru că El era acolo în natură și la urma urmei El crease natura. El crease acest munte. Și se urcă pe munte pentru că are și un scop mai profund, un scop simbolic, e cumva o paralelă cu Moise și fiți un pic atenți aici, când Iisus se urcă pe munte, cumva face o paralelă în trecut cu Moise care s-a urcat pe munte. Și ce vrea să ne zică Matei este că dacă în trecut, tot pe munte, Dumnezeu a dat legea prin Moise, în Noul Testament, tot pe munte, Dumnezeu explică legea prin Iisus. Însă dacă atunci când a dat legea, Dumnezeu era deasupra oamenilor. Acum Dumnezeu nu e deasupra oamenilor. Dumnezeu e cu oamenii. Dumnezeu nu se coboară pe munte, ci urcă pe munte. Pentru că Emanuel, Dumnezeu cu noi, El urcă pe munte cu ceilalți oameni. Și dacă în Vechiul Testament, când a dat legea, a vorbit cu tunete și cu fulgere, vă amintiți imaginea? Acum vorbește cum? Cu glas liniștit de om. Dacă în Vechiul Testament a spus nimeni nici măcar să nu se atingă de munte ca să nu moară, păstrează distanța. Acum Hristos zice, vină mai aproape. Îndrăznești, ai cale liberă, apropie-te de mine. Dacă în Vechiul Testament Moise îi învățase să trăiască într-o țară fizică în Israel, aici Iisus îi învață să trăiască într-o împărăție spirituală. Și fiți atenți ce spune Matei, că a făcut Mântuitorul, a început să vorbească, literalmente înseamnă, și-a deschis gura. Iisus își deschide gura, e o expresie evreiască să accentueze, Iisus și-a deschis gura. El îi învățase și înainte să-și deschide gura. Îi învățase prin exemplul lui și prin minunile lui și fiecare minune e o pildă, dar acum Mântuitorul își deschide gura, Dumnezeul întrupat își deschide gura. El care deschisese gura lui Moise își deschide gura, El. El care deschisese gura lui David ca să cânte și gura lui Isaia să profețească, acum El personal își deschide gura și învață direct pe oamenii lui. A început să vorbească. Și vreau să vă spun ceva. Când Iisus își deschide gura, toți trebuie să ne deschidem urechile și inimile ca să ascultăm ce are de spus. Și când Hristos se așează să învețe, toți trebuie să ne așezăm la picioarele Lui ca să învățăm. Nu există alt loc. Când Iisus începe să-ți vorbească, vocea Lui trebuie să înnece toate celelalte voci din viața ta, pentru că asta spune Iisus. Și Iisus nu e oricine, e împăratul care a dus împărăția și ne învață să trăim în această împărăție. Nimeni nu a mai predicat ca și Iisus. Atunci de ce l-a omorât? Pentru că nimeni nu a mai predicat ca și Iisus. El dădea pe față inima, El dădea pe față mintea,
El dădea pe față tot. Și a dat pe față și aici. Și vreau să privim un pic la public. Cui vorbește Iisus? Și fiți atenți ce spune Matei, că s-a urcat pe munte și a văzut noroadele și a șezut jos și ucenicii lui s-au apropiat de el. Pe scurt, publicul este toată mulțimea, dar în mod special ucenicii. Vorbește ucenicilor în auzul mulțimii. Aceste cuvinte, zice Matei, n-au fost secrete, au fost publice, au fost auzite de toți. Și cuvântul ăsta, noroadele, înseamnă mulți oameni, cât de mulți, foarte mulți oameni. Nimeni n-a adunat până atunci atât de mulți oameni ca și Iisus. Și Matei vrea să ne zică, dacă veți urmări un pic în context, cât de mulți au fost. Matei 4:25 spune că după el au mers noroade din, și urmează câteva puncte, da, geografice. Au mers oameni din Galileea. Galileea era partea de nord a Israelului. Dar au mers oameni, spune Matei, și din Decapole, din nord-estul Galileei. Decapole erau 10 cetăți amestecate, evrei și neevrei. De aici au venit oameni să-L asculte pe Iisus. Au mers oameni din Ierusalim, din Iudeea. Ăștia era elita religioasă, politică a vremii. Preoții, cărturarii, scribii, mari preoți, familiile marilor preoți, ăștia au venit să-L asculte pe Iisus. Zice, au venit inclusiv de dincolo de Iordan, din Perea. Au venit de la est de Iordan. Erau oameni de peste tot. Câți erau? Foarte mulți. Ca să avem un termen de comparație, dacă la mulțirea pâinii și peștelui au fost numărați 5.000 de bărbați. Și asta înseamnă că erau poate peste 10.000 de oameni, cu femei și cu copii. Dar ăștia au fost doar din Galileea. Acum, aici, erau de peste tot. Dacă din Galileea au venit peste 10.000, câți erau aici? Mulți erau, foarte mulți, pentru că Hristos aduna mulțimile. Noi nu cred că ne dăm seama cât de popular a fost Iisus. Oamenii aduceau bolnavi ca să fie vindecați. Oamenii, spune Matei, lăsau tot și mergeau în ultimul sat, în următorul sat, ca să-L mai ascult. Înțelegeți? Oamenii ziceau, hai să lăsăm, să ascultăm ultima predică. Mergeau din sat în sat, din oraș în oraș, să-L asculte pe Iisus Hristos. A fost cel mai magnetic predicator care a trăit vreodată. Vreau să spun altfel, dacă ar fi fost ziare în vremea lui Iisus, El ar fi fost mereu pe prima pagină. Ce-a mai zis, ce-a mai făcut, ce n-a făcut? Pentru că asta vrea să zică Matei. Oamenii erau mulți, dar erau cu multe motive. Și Iisus îi vede. Și Iisus îi știe. Și vreau să vă spun un lucru important acum. Predica de pe munte, într-un sens, este adresată tuturor, dar ea poate fi aplicată doar de unii. Există un sens în care ea e adresată tuturor. Tuturor noroadelor. Și când Mântuitorul zice că au venit ucenicii lui la el, când Matei spune asta, nu se referă la cei 12, cred că se referă la toți cei care vin acolo să stea lângă Iisus, să fie în preajma lui Iisus, urmăritorii lui Iisus, cei care vin acolo cu motiv, adică mulți, nu doar 12. Și când zice Matei, a văzut Iisus noroadele, cred că se referă nu doar că le-a văzut fizic, cu ochii fizici, ci se referă că i-a văzut lăuntric, i-a văzut viețile lor, a văzut inimile lor, a văzut motivele lor, așa cum te vede și pe tine. Când se uită la tine, El îți vede viața ta și îți vede motivul tău și motivația ta. Și există cel puțin 4 categorii aici, în mulțimea asta. Și primii sunt curioși. Ei vin să vadă ce e aici. Cine e asta? Ce mai face? Sunt oamenii care văd o mulțime și vin și acolo. Curioșii sunt oamenii care vin să vadă și să fie parte unde e acțiunea. Oamenii care văd un rând, văd o mulțime, văd un grup, se pun și ei. Sunt oamenii care sunt curioși, poate au o nevoie, poate așteaptă ceva, poate vor să câștige, poate vor să fie vindecați, poate l-a rezolvat Hristos ceva, speră că vor primi ceva, dar ei vin acolo dintr-o curiozitate, dintr-un interes. Și curiozitatea nu e greșită. E bună. La început e bună. Dar nu e destul. Pentru că curiozitatea te ajută să începi, dar nu te ajută să rămâi. Și curioșii vor renunța. Ioan capitolul 6 spune evanghelistul că la un moment dat, după ce Mântuitorul spune eu sunt pâinea vieții, de aceea mâncați, eu sunt o băutură pentru voi și cine nu mănâncă și cine nu bea, n-are viață. Unii zic, e prea de tot.
curiozitatea te pornește, dar nu te ajută să rămâi. Și zice că mulți au plecat și rămân 12 și Mântuitorul zice, măi, ce bine că ați rămas voi. Nu, Mântuitorul zice, dar voi? Nu vă duceți? Vedeți, curioșii vin, dar apoi unii dintre ei pleacă când învățătura devine greu de înghițit. Când pretențiile lui devin greu de acceptat. Dar pe lângă curioșii sunt concurența. Farisei, cărturarii, scribii, preoții, elita religioasă. Sunt oamenii care vin să-L inspecteze pe Iisus, să vadă cine e Iisus, să nu piardă controlul, să guverneze masa. Ei vin să-L analizeze pe Iisus. Și știți ce se întâmplă? Că Iisus îi vede și pe ei. Și Iisus le vorbește și lor. Și nu doar că nu ei îl analizează pe Iisus, Iisus îi analizează pe ei. Iisus îi dă pe față pe ei, le dă pe față fățărnicia lor, ipocrizia lor. Iisus zice, n-ascundeți în spatele faptelor voastre bune, inimile voastre rele. Eu văd de ce faceți ceea ce faceți. Hristos nu gâdile urechile lor. Cineva spunea că le boxează urechile. Ei nu suportă să-L asculte pe Iisus. Pe lângă ei sunt credincioși și falși. Sunt oamenii care credeau că sunt împărăție, dar nu erau. Sunt oamenii care se amăgeau singuri. Sunt oamenii despre care va vorbi finalul predicii când va zice, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului. Sunt unii oameni, spune Mântuitorul, care vor fi surprinși atunci în ziua aceea. Și sunt unii oameni în biserică care și astăzi se amăgesc. Dar Iisus le vorbește și lor. Și s-ar putea ca, poate în această serie de mesaje, să te vezi pentru prima dată cum te vede Dumnezeu. Și există evident credincioși adevărați. Oamenii care au crezut cu adevărat, oamenii care s-au convertit cu adevărat, oamenii sinceri. Oamenii care vreau mai mult adevăr, cei 11. Amintiți-vă că din 12, unul era Iuda, el s-a amăgit, dar 11 erau sinceri și Iisus le va vorbi sincer și le va spune, dacă veniți după mine, veți suferi. Nu veniți pentru onoare, nu veniți pentru glorie, nu veniți pentru funcții, nu veniți pentru scaune, veți suferi, dar veți fi și răsplătiți. Vedeți, Iisus este sincer. Și într-un sens, predica de pe munte vorbește tuturor. Nimeni nu va putea să spună în aceste duminici dimineață, măi, n-am de ce să merg că nu-i pentru mine. Dacă nu-L urmezi pe Iisus, te va evangheliza. Dacă îl urmezi pe Iisus, te va întări pe acest drum al umblării cu Iisus. Dar există un sens, și acum atenție aici, în care predica de pe munte e doar pentru unii. În sensul în care ea poate fi trăită, ea poate fi aplicată doar de cei credincioși. Iisus va vorbi tuturor. Dar la finalul zilei, cei care pot trăi predica de pe munte sunt cei credincioși. Și cei care doresc să fie credincioși. Și spun asta pentru că există o tendință de a face din predica de pe munte o evanghelie socială. Și sunt unii oameni care zic, uite ce sfaturi minunate a dat aici Iisus. Uite, dacă urmăm sfaturile astea, vom putea să aducem pace în lume. Dacă urmăm sfaturile astea, vom rezolva problemele lumii. Dacă urmăm sfaturile astea, pe cum să nu? Bunătate, milă, pe cum să nu? Vom remodela societatea. Sunt oameni care ar vrea sfaturile lui Iisus, dar nu le-ar vrea pe Iisus. Și nu se poate. Și nu putem lua predica de pe munte și să facem din ea o evanghelie socială. Iisus nu poate fi doar învățătorul tău. El trebuie să fie mântuitorul tău. Credeți că putem aduce pace în lume dacă nu avem pace cu Dumnezeu? Și pace cu Dumnezeu poți avea doar prin Iisus? Credeți că putem avea milă unii față de alții dacă n-am înțeles cu adevărat că am primit milă din partea lui Dumnezeu și această milă o primim doar prin Iisus? Ascultă-mă bine, nu ne putem apropia de predica de pe munte doar cu mintea noastră, cum ne apropiem de o operă literară și nu și cu inima noastră. Dacă vrei să îți vorbească cu adevărat, va trebui să spui, Doamne, te vreau ca să-mi salvezi viața mea. Și vreau să vă spun aici câteva lucruri pe care noi creștinii nu trebuie să le facem. Și pe care nu le vom face. Nu vom decupa din ea. Nu vom spune, asta ne place, asta nu ne place. Și vom vedea că Iisus are o ordine logică și teologică în care își merge predica. Că nu putem sări peste lucruri. Și dacă am pierdut o lecție, deja a doua lecție e mai greu de înțeles. Și vom vedea că și fericirile sunt într-o anumită ordine.
Și există o introducere și un cuprins și o încheiere. Și ce spune Mântuitorul este într-o anumită ordine pe care trebuie să o înțelegi și să crești treaptă cu treaptă. E ca și o scară, nu poți sări peste trept. Și dacă nu ești în împărăție, te învață să intri în împărăție. Și odată ce ai intrat în împărăție, te învață să trăiești în împărăția asta, să trăiești creștinismul tău. Și nu vom decupa din ea și nu-i bine să decupezi din ea, cum facem noi câteodată cu unele lucruri. Și vom vedea că Mântuitorul e foarte alb și negru. Ori ești în împărăție, ori nu ești. Ori ești afară, ori ești înăuntru. Ori ești pe calea îngustă, ori ești pe calea largă. Ori ai intrat pe poartă, ori n-ai intrat pe poartă. De asemenea, să nu confundăm. Să nu confundăm calitățile naturale cu convertirea. Sunt unii oameni care vor spune sau se vor gândi, sau poate vă veți gândi, da frate, dar știu și eu pe unul care e blând, să vezi tu ce blând. Știu și eu pe unul care e milos, dar să vezi frate câtă milă are. Dar știu și eu pe unul care e ajutător. Vreau să spun ceva. Nu confunda calitățile naturale cu ceea ce face Dumnezeu în viața cuiva. Pentru că odată mila pe care o are cineva, poate prin felul lui de a fi, nu se compară cu mila pe care, și n-ar trebui să se compare cu mila pe care o pune Dumnezeu în viața mea. Și nu e vorba doar de milă, pentru că nu e suficient să fie milos. Prima treaptă este a fi sărac în duh. Și cel care e sărac în duh apoi plânge. Și vom vedea ce plânge și abia apoi este cel care are milă și tot așa mai departe. Nu e ceva ce putem decupa de aici și le lăsăm pe celelalte. Deci nu vom confunda ce face Dumnezeu în viața noastră cu ceea ce suntem poate unii dintre noi prin temperamentul nostru, prin nașterea noastră. De asemenea, să nu credem că e doar pentru unii. N-aș vrea să veniți la biserică să vă gândiți, na, uite, asta e pentru slujitori, e pentru lideri, e pentru misionari, e pentru toți. Toată predica de pe munte este pentru toți. Toate fericirile sunt pentru toți. Toate celelalte lucruri sunt pentru toți. Nu pentru o minoritate exclusivă de creștini, pentru toți. Dar de asemenea, un alt pericol este să o trăim prin puterea noastră. N-aș vrea să veniți la biserică să vă gândiți, nu, avem ceva de făcut, că nu poți prin puterea ta. Dumnezeu ne cheamă să trăim predica de pe munte prin puterea Duhului Sfânt. Suntem în împărăția lui Dumnezeu, unde cel care ne învață să trăim este Dumnezeu și să o trăim prin puterea lui Dumnezeu, care este puterea Duhului Sfânt. Despre asta e vorba. Hai să ne uităm un pic la predică. Și cele ce urmează, am să trec fugitiv foarte fugitiv peste ce vom vedea în aceste luni. Dar înainte vreau să lămuresc ceva. Nu știu dacă ați fost așa curioși să vedeți cât o dura predica de pe munte. Știți cam cât o durat aproximativ? Mai puțin de 15 minute. Citită cu voce tare, o poți încadra în 15 minute. Asta nu înseamnă că a durat 15 minute, mai degrabă ar spune că ce ne prezintă aici Matei este un rezumat a ce a învățat Iisus. Probabil Iisus a spus mult mai multe lucruri, dar Matei ne prezintă rezumatul predicii lui Iisus de pe munte, după cum ne va prezenta Luca rezumatul predicii lui Pavel sau rezumatul predicii lui Petru, și aici este un rezumat al cuvintelor lui Iisus Hristos. Și poate unii aveți o altă întrebare, vreau să o lămuresc și pe asta foarte repede. Cum explicăm și cum potrivim Luca 6 cu Matei 5? Că și la Luca 6 apare o predică de pe munte apare. Predica de pe podiș scrie acolo. Însă aceeași predică, sunt predici diferite, părerile sunt împărțite. Unii cred că sunt două predici diferite, predicate de Iisus în locuri diferite, de aceea sunt un pic diferite, Iisus se repetă. Dacă se repetă, înseamnă că ce a zis era important, trebuia repetat, vrea să întipărească învățătura lui în mințile ucenicilor, să învețe pe ei ce să spună mai departe. Sunt alții care cred că e aceeași predică, ce zice Matei cu ce zice Luca, e practic aceeași predică, dar ei o prezintă diferit pentru că au destinatari diferiți. Nu știm sigur. O să-i întrebăm în cer. Ce important este conținutul. Și e atât de bogat Iisus în conținut. Și vreau să spun că Hristos nu e superficial în conținut. Predica lui Iisus nu e o bătaie pe spate. Predica lui Iisus, vom vedea, nu sunt gânduri devoționale. Predica lui Iisus e doctrină, teologie, explicații. Predica lui Iisus e foarte bogată în conținut. Și vreau să privim un pic la conținut. Și dacă aveți la voi Biblie și bine ar fi să le aveți, vă invit să le deschideți și împreună cu mine să urmărim
câteva secțiuni mari prin care vom călători în următoarele luni de zile. Și am să duc două, trei explicații la fiecare. Și prima secțiune este capitolul 5 din Matei, începând de la primul verset până la versetul 12, care am spus eu vorbește despre caracterul creștin. Aceasta este secțiunea cu fericirile. Și săptămâna viitoare vom începe să vorbim despre fericiri. Și așa a început Mântuitorul, cu fericirile. Și cred că nu există o predică care să fie început mai pozitiv decât atât. Ferice. Imaginați-vă glasul lui Iisus de pe munte. Ferice este, ferice este, fericit este celălalt, fericit. De 9 ori Mântuitorul zice ferice. Parcă îi văd pe oameni că zic, cine e fericit, cine e fericit, ăla e fericit. Ce trebuie să fac ca să fiu fericit? Iisus începe cu fericit, nu începe cu mustrări, putea să înceapă cu mustrarea fariseilor și a saducheilor și cu condamnare, dar Hristos începe cu fericire. De ce? Pentru că dacă vrea cineva să fie fericit, omul, ăsta e Dumnezeu. Și tu vrei să fii fericit. Și poate vine dimineața asta cu gândul, măi, ce ar trebui să fac ca să fiu fericit? Oare nu vrea Dumnezeu ca să fiu fericit? Iisus vrea ca să fii fericit. Dar El vrea ca să-ți dea, vom vedea, o fericire reală și o fericire veșnică și o fericire care nu poate fi împinsă de împrejurările exterioare a vieții tale. Și spun de pe acum că vom vedea că fericirea asta din fericiri nu înseamnă bani și nu înseamnă bine și nu înseamnă belșug. Nu înseamnă a fi frumos și a fi sănătos și a fi admirat de toți. Dimpotrivă, câteodată pare chiar invers. Adevărata fericire, ascultă-mă, înseamnă a intra în prezența lui Dumnezeu, cu aprobarea lui Dumnezeu, iertat de Dumnezeu și să ajungi într-o zi în prezența lui Dumnezeu, o veșnicie întreagă. Despre asta va fi vorba săptămâna viitoare, începând. Și vă încurajez să aduceți prieteni la biserică. Cineva spunea că atunci când a predicat din fericiri în biserica lui, cei mai mulți oameni s-au decis pentru Hristos în timp ce mergea prin fericiri. Oamenii vor să fie fericiți. Următoarea secțiune este despre influența creștină. Este secțiunea cu voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Și vreau să observați ceva. Iisus nu sare direct la sare, așa e? Nu zice direct, fiți sare. Nu spune direct, sunteți sare, ci o să vedem că suntem sare dacă fericirile ne descriu. Suntem sare dacă suntem săraci în Duh, suntem sare dacă știm de ce să plângem, suntem sare dacă avem milă, dacă flămânzim, suntem sare dacă suntem exact cum scriu fericirile, dacă vom fi gata să suferim pentru Mântuitorul, atunci, spune Mântuitorul, atunci veți influența Oradea, atunci veți influența lumea. Atunci va fi valabil și pentru voi. Atunci vom înțelege că avem o misiune în lumea aceasta, că nu suntem la voia întâmplării. Următoarea secțiune vorbește despre neprihănirea creștină. Și în momentul ăsta, unii se întrebau, păi dar cum rămâne cu legile? Cum rămâne cu Vechiul Testament? Cum rămâne cu Moise? Cum rămâne cu să nu? Și Mântuitorul anticipează gândurile lor și le citește gândurile și le explică, de fapt, relația dintre el și lege. Dintre creștin și lege. Și Mântuitorul va zice, n-a venit ca să stric legea. Legea e bună, legea nu e rea. Problema nu este cu legea, problema este cu a înțelege de ce ne-a dat legea și cum putem împlini legea. Și sunt atâtea discuții când vine vorba de creștini și lege, cum ne raportăm la Vechiul Testament. Cum înțelegem Vechiul Testament. Și vedeți, Dumnezeu le va spune în această predică că tot timpul Dumnezeu a dorit să ajungă la inimă. Legea lui Dumnezeu scrisă pe piatră, de fapt a dorit să ajungă la inimă. Că de aici începe ascultarea și de aici începe păcatul. Și îi va învăța Iisus că nu-i nevoie să ai o armă în mâna ta ca să ucizi pe cineva. Că îl poți ucide cu ce? Cu vorba ta. Și cu mânia. Și Mântuitorul va zice că nu-i nevoie să te urci în pat cu cineva ca să curvești. Și că e suficient ca să poftești unde? În inima ta. Și în inima ta poți să fii un om care ții răutate și poți să ții răzbunare și în inima ta poți să fii neascultător de Dumnezeu, deși aparent faci multe lucruri care sunt corecte și că nu-i nevoie să ții scorul. Că poți face bine și poți ierta rău.
Următoarea secțiune va fi despre disciplina creștină. S-au spus eu, religia creștină. Și fariseii făceau multe fapte bune. Fariseii se rugau, fariseii posteau, fariseii erau la templu, fariseii dădeau milostenie, fariseii exterior erau foarte de admirat. Dar Mântuitorul le va spune lor și ne va spune nouă că dacă vrei să fii neprigănit, va trebui ca nu doar să faci ce este bine, ci va trebui să faci din motivul bun. Nu să te rogi să fii văzut de oameni. Nu ca să faci bine să te vadă oamenii. Nu să slujești să fii aplaudat, să fii recunoscut, să fii menționat, ci să slujești din motivul corect. Și vă întreb, oare câți ar mai face binele dacă numai Dumnezeu ar vedea binele? Dacă ai ști că nimeni nu va vedea vreodată binele tău, ai mai face binele? Și despre asta e vorba. Vrei să fii neprihănit, va zice Mântuitorul, asigură-te că faci binele, dar dintr-un motiv bun. Și vom vedea că împărăția înseamnă împărăția inimii. Să faci binele din inimă. Vom vedea cum să ne rugăm, vom vedea Tatăl nostru, ce înseamnă asta. Și cum să postim, și cum să facem milostenie. Vom vedea despre prioritățile creștine, despre bani. Când vorbim despre bani, oamenii au reacția asta câteodată, măi, asta nu-s spiritual. Iisus n-a gândit așa. Iisus a zis, toate spirituale. De fapt, știi ce ne va învăța Iisus? Că dacă vrei să iei cuiva pulsul spiritual, pulsul inimii, vezi ce atitudine are față de bani. Nu cât are, cât de mult sau cât de puțin, ci cât de legat este. Cât de darnic este, cât de mult se sacrifică, ce socotește ca fiind o comoară cu adevărat. Iisus ne va vorbi despre îngrijorare și cât de des suntem oameni ai îngrijorării, înconjurați de îngrijorare, ne îmbolnăvim de îngrijorare. Iisus ne va vorbi despre relații, despre nu judecați ca să nu fiți judecați, despre faptul că nu-i voie să te pui în colț și tu să fii de acolo critic. Și când vezi un defect, când vezi o slăbiciune, când vezi pe cineva care a făcut ceva, tu să spui, uite, așa trebuia făcut, uite, așa trebuia să se întâmple, că e un pericol de a-ți asuma această poziție. Și ce relevant într-o vreme în care toți au o părere despre toți. Și vom vedea ce înseamnă nu judecați ca să nu fiți judecați. Vom vedea ce înseamnă perseverența. Acum, deja în momentul ăsta, unii care l-ascultau pe Iisus, ca și voi, vă gândiți, păi cine poate? Cine poate să țină atât de multe lucruri? Și să le facă, și să le trăiască, și să le ia pe rând. Și știi ce zice aici Iisus? Că e nevoie să fii perseverent. E nevoie ca să ceri până când primești, e nevoie ca să bați până când ți se deschide, este nevoie ca să cauți până când găsești, adică nu e suficient ca ai început, trebuie ca să continui alergarea și drumul tău în împărăție. Și ce relevant e asta într-o vreme în care sunt unii care încep să se roage și câteodată am discuția asta cu unii oameni care zic, uite frate, am încercat să mă rog, sau domnul pastor, am încercat să mă apropii de Dumnezeu și n-am înțeles Biblia, n-am știut să mă rog, sau uite ce experiență am avut. Și știi ce zice Iisus? Va trebui ca să fii omul care mereu caută, care mereu bate, care mereu cere. Să fii perseverent. Și știți cum se încheie predica de pe munte? Cu ideea convertirii. Câteva întrebări. Și va trebui să ne punem câteva întrebări fiecare. Dacă suntem pe calea strâmtă sau pe calea largă. Dacă suntem un pom bun sau un pom rău. Dacă ascultăm de învățători falși sau de învățători adevărați. Dacă credința ta e o casă zidită pe nisip sau pe stâncă. Dacă în ziua aceea, zice Mântuitor, așa se termină, vei auzi vino sau vei auzi du-te. Și la finalul predicii ne vom analiza ce radical e Iisus. Iisus ne va zice că nu contează ce crezi tu despre tine. Și nu contează ce cred alții despre tine. La final, singura părere care va conta va fi ce crede Dumnezeu despre tine. Atât de radical este Iisus. Și dacă te încadrezi aici sau dacă te încadrezi dincolo. Vedeți, toți ne îndreptăm spre judecată și unii se vor aștepta să fie înăuntru și vor fi afară. Asta zice Mântuitorul. Și duminica viitoare vom vedea și vă invit de pe acum să vă puneți două alarme.
vă vedea primul pas în împărăție. Ferice de cei, spuneți voi, săraci în duh. Dacă n-ai înțeles asta, nu înțelegi celelalte fericiri. Aici intrăm în împărăție. Când înțelegem că n-avem nimic să-i dăm lui Dumnezeu, ci doar să primim. Aici să intri în împărăție. Asta e poarta. Asta e primul pas. Și vreau ca în dimineața aceasta să ne ridicăm în picioare și invit și trupa să vină aici în față. Și vom cânta.